Domnul avocat, noi vedem foarte des acțiuni în Ucraina prin care un grup de tineri, foarte des se întâmplă că scumăști, aruncă un demnitar într-o ladă de gunoi sub pretextul că ar fi corupt sau ar exista dovezi că el a comis acte de corupție. Vi se pare cumva legal forma asta de exprimare? Nu, această formă de exprimare nu poate fi considerată legală, reprezintă o violență nepermisă de legislația internațională din următoarele considerente. Orice exercitare a dreptului la liberă exprimare trebuie să fie exercitată cu bună credință și cu bun simț, fără violarea drepturilor și libertăților a altor persoane. Este foarte important. Mai mult ca atât, în dreptul internațional există așa un termen ca demnitate umană. El este prevăzut în articolul 3 al Convenției Europene CEDO, care interzice umilința persoanei, înjosirea persoanei, frustrarea ei și așa mai departe. Se interzice cauzarea prejudiciilor fizice sau psihice unei persoane. Se interzice răzbunarea asupra unei persoane, de către alte persoane. Indiferent dacă a comis ceva Da, ilegal. nu are importanță, deci comportamentul persoanei, nu are importanță sentința de condamnare care a fost aplicată față de persoană. Demnitatea umană trebuie să rămână inviolabilă și această obligațiune este absolută. Ea nu poate fi violată, nu poate fi încălcată, nu rezistă nicio ingerință în acest drept. Deoarece în drept internațional, demnitatea umană, personalitatea, sunt inviolabile. Deci așa o formă de protest este evident ilegală și este interzisă de drept internațional. Și deja prin comparație, ceea ce au făcut la noi, o înscenare, cum că ar arunca primarul, dar de fapt era cineva cu mască, care a acceptat, l-au luat și l-au pus într-un coș de gunoi, aici putem spune că e formă de exprimare. Da, aici eu n-am observat nicio violență față de o persoană. Nu am observat depășirea limitei a criticii unei persoane. Și acea persoană care este aruncată, nu-i vedem fața, identitatea, ca să spunem că... Deci, problema constă în aceea că în cazul de față este o formă de exprimare liberă a opiniei. Și chiar au aplaudat. Și nu este legată de violență, însăși de violență față de persoana respectivă. Forma aceasta teatrală de exprimare a opiniei este permisă de drept internațional, nu depășește limitele necesare, nu instigează la comiterea actelor de violență și de aceea nu există aici o problemă vis-a-vis de respectarea drepturilor sau obligațiunilor la nivel internațional. Mai mult ca atât, în cazul de față, când vorbim de liberă exprimare, se permite o depășire anumite neînsemnate a limitelor prevăzute de standardele internaționale, dar iarăși cu aplicarea principiului bunului simț și bunei credințe. Dacă într-adevăr întrebarea este destul de importantă în societate civilă, spre exemplu întrebarea privind lupta cu corupție, cu corupția în administrația publică locală și centrală, în corupția în domeniul justiției, spre exemplu, se permit acțiuni care sunt, eu aș spune, evident evident, nu agresivi, dar probabil care șochează într-un fel opinia publică. Se permit așa acțiuni, dar să nu depășească însăși nejustificat limită permisă. Cu alte cuvinte, să nu fie trecute acțiuni spre violență fizică reală asupra persoanelor, este categoric interzis, să nu fie violată demnitatea umană însăși a persoanei, să nu fie folosite cuvinte necenzurate sau imagini necenzurate care umilesc, înjosesc în mod evident demnitatea umană. În alte forme se permite demonstrarea, dacă, cum se spune în limbaj juridic, prin alte căi mai puțin severi, este imposibil de a transmite informația pe deplin, așa cum dumneavoastră ați considerat necesar. Deci fiecare caz trebuie să fie examinat aparte, verificăm bunul simț, bună credință, limitele permise și demnitatea umană a persoanei care se pretinde a fi victima violărilor drepturilor și libertăților.
Da, iată în cazurile mediatizate din Ucraina, în care oameni sau na, demnitari, funcționari sunt aruncați în lada de gunoi și asta e tot mediatizat. Devine un fenomen. Există pericolul de a incita oamenii să facă la fel? Există, da, există. Desigur că există. Acest lucru nu poate fi favorizat de către mass media. Nici nu trebuie să fie favorizat. Invers, el trebuie să fie criticat, deoarece favorizarea infracțiunilor tot este interzisă în dreptul internațional. Atât cât comiterea infracțiunilor, atât și favorizarea lor sunt interzise. Și noi, juriștii, spre exemplu, trebuie să comentăm corect toate aceste fapte prin respectarea ordinii publice, prin respectarea drepturilor fundamentale omului și libertăților. Deci eu pot să vă spun cu certitudine că acțiuni privind aruncarea în lada de gunoi a unor persoane reale sub formă de acte de protest nu sunt justificate, sunt ilegale și reprezintă depășirea evidentă a limitelor dreptului la liberă exprimare. Riscă doar huliganism sau da, huliganism. Deci pedeapsă mai severă? Nu, suficient și huliganism, deoarece huliganismul prevede și răspunderea penală pe un termen de 12 ani. Destul de sever. Mersi. Da, perfect.